Băsescu, show după ce PSD a anunțat un miting uria, cum îi spui sociei, mei femeie, hai să mergem în strad, ce ne-a chemat Dragnea? Fostul președinte Traian Băsescu este de părere ce anunțul conducerii PSD privind organizarea unui miting de amploare pentru susținerea familiei reprezintă o demagogie, având în vedere ce 90 dintre români sunt familii sublinierătii. E alt demagogie, un milion de oameni în strad pentru familie. Mei Dragnea, 90 suntem familii sublinierătii, care cu o nevastă, care cu două la viața lui, care cu 5, dar trăim familii normale, cu bărbați sublinierei femeie. Pentru ce îi trebuie un milion de oameni? E ridicol, sublinierătia nu au idei, a declarat Traian Băsescu, luni, la B1 TV. Liderul PMP crede ce oamenii nu vor ieși sublinierei la un astfel de miting, pentru ce în sublinierei dau seama. Gândiți-vă cum îi spui sociei, mei femeie, hai să mergem în strad, ce ne-a chemat Dragnea să apreme familia. Păi, îci de femeia cu tigaia în cap. Spune, nu e sublinierătii sănătos, dacă vrei să militezi pentru familie, dum, omule, la teatru, dum până la Poiana Bra subliniere ov, dum, sublinierătiu eu, se facem un weekend împreună, decât în strad, a mai spus Băsescu. Partidul Social Democrat va organiza luna viitoare un miting de amploare în București, sublinierea a anuncat presubliniere din PSD, Liviu Dragnea, luni, la finalul sublinierea din cei Comitetului Executiv Național al Partidului.